În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 6 din 10-a-1-a-2024, voi invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 17-a-1-a-2024, orele 15, în sala de ședință. Să punem la vot procesul de dezbatere a ședinței anterioare. Cine este pentru? Să punem la vot și ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 2957 din 06-05-2015, încheiat cu SECE Compania Romprest, inițiator primarul comun. Aici e vorba de prelungirea contractului cu o perioadă de maxim 2 ani, dar nu mai mult de data finalizării licitației și desemnarea unui nou prestator. Deci în perioada asta nu s-a scos la licitație, nu s-a reușit a se desemna un nou operator pentru că expiră contractul, se mai prelungește pe o perioadă de maxim 2 ani, dar nu mai mult de. Deci nu mai mult de, în momentul în care apare un alt operator, adică participă la licitație, desemna câștigător, că la va intra. Și acum fac o completare, contractul cu Romprez, Adis Romprez, se expiră pe data de 31 ianuarie, iar dacă nu se aprobă prelungirea unui contractul pentru varta adițională, rămânem fără operator de salvizare. Și restul, ce a spus domnul? Dacă nu-i nimic de obiectat, să punem la vot. Cine-i pentru? Sunt punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2024-2025. Inițiator, primarul comun. Da, sunt aceleași rețele școlare. Nu s-au modificat. Nu s-au modificat. Nu s-au modificat. Este școala gimnazială numărul 1 Sândureni, grădința cu bulgar normal numărul 1 Sândureni, școala gimnazială Toma și școala gimnazială numărul 1 Grășești. Adică grădința ele vor rămâne toate. Conform legii, anual se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local, dar cu avizul inspectoratului. A venit avizul inspectoratului, avizul confort, acum dar Consiliul Local de așa aprobă. Deci e vorba de perioada anul școlar 2024-2025. 2024, deci când va începe, de avea în septembrie anul ăsta. Deci pe ca și perioada școlară. Dar el vă suportă niște modificări, dar acum nu avem posibilitatea. O să vă explic la diverse de ce nu avem posibilitatea de modificare a rețelei școlare în acest moment. Dacă nu e nimic de obiectat, să punem la vot. Cine e pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2024, inițiator primarul Tomu. Propun pe domnul Poceanu. E rândul meu? Da. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, s-o punem la vot. Cine-i pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Sândureni. Inițiator, primarul Comunei. Deci e vorba de ordonanța de urgență 115/2023, prin care deci, toate salariile de bază se majorează cu 5%. Pentru a mai fi niciun fel de discuții, au trecut și prin hotărâre de Consiliul Local. Deci 5% nu altceva decât prevede legea. Deci așa să domnul primar prin dispoziție va stabili după aceea pe fiecare persoană în parte. Iar aici am și prevăzut că tot și indemnizația pentru domnul consilier se va majora tot cu același procent, reprezentând că a aumentat 10% din salariul până primar. Dacă nu e nimic de obiectat, să o punem la vot. Cine e pentru? Potrivă? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali a persoanelor cu handicap grav, ce vor
poate fi angajați de către Consiliul Local Sânduleni, județul Bacău, în cursul anului 2024. Inițiator, primarul comun. Deci, vor fi bugetate 19 posturi, acum sunt, deci pe anul trecut au fost 18, dar angajați sunt 16. Este o marjă de 3 posturi. Deci, mai vedem ce se va întâmpla pe parcursul anului bugetar, pentru că pentru ăștia 19 ne-au venit fondurile de la bugetul de stat. Aici, dacă îmi permite să fac pretenția, au rămas în mâna de 15 persoane angajați. În restul, diferența au fost doar 20, au decedat 4, deci 15 persoane și 21 cu indemnizații. Au venit banii de la finanții, au venit 1.108.000 lei, aici 1.100, asta înseamnă 1.100.000, asta înseamnă 11 miliarde. Necesarul sumelor, este de 1.201.000, transformați în lei, mai pune rând, deci a venit 12.190.000. Asta înseamnă că avem un deficit bugetar în acel moment pe asistență personală de 219.000. Chiar acum am calculat cu persoanele, cu doamna doamna de asistență socială. Asta înseamnă că finanțele anul acesta mi-au dat cât am cheltuit anul trecut. Anul trecut am cheltuit 1.082, acum mi-a dat 1.108, mai mult de, cu 200 de milioane mai mult. Dar necesarul este mult mai mare. Spre exemplu, anul trecut nu am plătit norma de rană 347 pentru fie angajat și concediu de odihnă. Punând toate sumele astea și norma de rană aferent în celor 2 ani de zile, plus concediu de odihnă aferent celor 2 ani de zile, avem un deficit de 2.180.000. Din deficitul ăla bugetat de 2.180.000, prin lege, anul acesta trebuie să punem 10%, adică 1.100.000. Asta înseamnă că avem un deficit bugetar de 1.100.000, 1.200.000. Asta înseamnă că iar o să avem salarii pe luna decembrie. Asta înseamnă că în septembrie vom transmite la finanțe, exact cum s-a făcut anul ăsta, ne-au dat până la urmă 900.000, cu toate că am cerut 270.000, dar au fost buni și banii ăsta. Adică, ce vreau să spun, nu se vor mai angaja anul acesta nicio persoană, pentru că efortul bugetar este mult prea mare și nu sunt bani. Adică, vor rămâne, am pus pe ordinea de zi că credeam că mi-ajung banii, dar au fost 18 posturi și acum mai pus încă 19 posturi. Dar anul acesta nu se vor angaja, toate persoane vor intra în indemnizații. Chiar acum au venit două persoane, una de la Stufu, pentru NMA la Stufu, pentru Ierminescu, încă o persoană a venit de la Verșești Neagu, deci deja au venit două persoane cu indemnizații. Adică, e foarte greu. Pentru că vin contribuții foarte mari de la bugetul local. Dacă nu aveți nimic de obiectat, să punem la vot. Cine e pentru? Punctul numărul 6. Diverse. Aici, dacă permiteți, înscrieți-vă la cuvânt și... Înscrieți-vă la cuvânt și vedeți să întrebați. Da, care e cine? Să fie o discuție liberă, puteți să întrebați orice. Au venit banii de la finanțe, în comparație cu anul trecut, de la mediul în comparație cu anul trecut, s-au alocat 6.000 de lei mai mult, deci 60 de milioane. Da, puțin, nimeni nu credeam că o să vină mai mult, dar am întrebat și eu ce era schimbat. Am luat toate primările, au venit puțin mai mult față de anul 2023. Nu au venit atât de mult bani. S-a finalizat licitația de la Punte Auto și Pietonare în Mateiești. Câștigătorul este asocierea Sofie Perdonești cu Conexturs Bacău. Au unii cu prețul cel mai scăzut. S-au depus încă un proiect pe fonduri europene, drumul de la Orăș Avra, pe data de 6, am depus pe măsura de 28, pe o valoare eligibilă de 1 milion de euro, drumul de la
la Oroș Abraham, drumul județean, plus bucățica din zona aceasta. Chiar dacă avem autorizații, am încercat să căutăm alte programe sau linii de finanțare pentru a depune aceste proiecte pentru a găsi sursele de finanțare. În toate proiectele care au depus sunt foarte, foarte multe, au rămas unul singur de depus, cum se va deschide fondul de mediu, canalizarea de pe scoară. Problema va fi una foarte, foarte grea în acesta. Trebuie neapărat să finalizăm grădinița de la Sădureni. Am făcut o adresă către Ministerul de Urmanță 105, nu s-au aruncat niciun bani. Va trebui dotările să fie suportate de la bugetul local, plus achiziția unui microbus școlar tot din bugetul local, pentru grădiniță, doar pentru grădiniță. O altă problemă majoră pe care fiecare din dumneavoastră o analizat și o gândiți, eu văd cum această analiză dintr-un punct de vedere al creșterii procesului instructiv educativ va fi foarte dificil, adică nu poți să ai școală de calitate atât timp cât ai simultan. Am de tare nu poți. Nu poți. Și atunci eu ca și idee, vă împărtășesc această idee care ne-a venit în minte și mi se pare ok, achiziționând acest microbus școlar pe primărie plus șoferul pe primărie, creșterea procesului instructiv va fi doar în situația când, să zicem, 5 ori se va duce la Verșești, 1-4 de la Verșești, la Comă. Nu putem învăța matematică, nu putem învăța română, nu putem cu faci simultan 5 cu 7, simultan 6 cu 8, niciodată. Și atunci se va lua copiii 5-8 pentru că sunt mai mari, îi duc în partea aia la, îi duc la Greșești pentru că e o diferență de... E o diferență. Eu am terenul de fotbal în sensul ăsta acolo și copiii de la 1-4 de la Greșești îi duc acolo și atunci vom crește nivelul instructiv educativ acolo. Și nu au făcut comuniți primari așa, au făcut probleme. Adică trebuie să ne gândim exact acea situație a fost cu stuful. Așa scandal a fost atunci când am desființat școala, dar mi-am asumat cu el. Și ați văzut că acum ce copii s-a simțit că au crescut nivelul instructiv. Nu erau nimeni cu facultate, decât Alina. Acum sunt mai mulți copii cu facultate, asta înseamnă că nu se compara, adică nu se compara. Pe urmă, avem cofinanțare la drumul de la Matei. Aia nu, cred că e atât de oportună, de 4.400.000, respectiv 4% din valoarea totală la proiectului, plus o cofinanțare cu 1% de livieți. Avem o cofinanțare de 3.370.000 la branșamente, deci anul acesta va fi un an de finalizare a lucrărilor. Adică nu vom începe nimic nou decât să finalizăm. Să finalizăm drumul de la Greșești care sunt banii, să finalizăm canalizarea, este gata și canalizarea absolut tot, mai trebuie să introduc doar conducta de la... Mi-au rămas 2 miliarde, pot să fac recenția și mâine, dar mi-au rămas 2 miliarde să mai introduc conducta spre tine, Vasile, pe zona aia, adică să dau înapoi statul 2 miliarde, n-are eu să dau, să finalizez brașamentele, să finalizăm grădinița, adică să finalizăm toate lucrurile începute. Astfel încât, fără mișto să mă credesc că cel care va veni primarul în septembrie 2023, doamne, să știe din 2024, să știe unii cu ea, adică, indiferent că sunt eu, că este altul care, doamne, cu am lucrarea asta. Este foarte important să ai lucrările închise. Este foarte important ca tu când ai venit primar, știi că, doamne, am 3 investiții mari și late, da? Dacă lași 10-12 investiții, e foarte greu pentru cel care vine. E foarte greu. Adică să fie preluat. Asta nu se poate realiza, nu se poate realiza decât dacă închizi investiții. Deci grădinița trebuie să fie închisă, canalizarea trebuie să fie închisă, brașamentul trebuie să fie închis, drumul de la Merșești trebuie să fie închis. Ce investiți? Puntea de la Mateiești, doar puntea. În restul n-ai cum abia ai, acum am scos autorizația de construcție, se va începe gazele alea, mai trebuie să le termin. La gaze suntem gata
nu avem, avem obținut doar avizul de la Domnul Național, exact cum am zis, e puțin mai complicat, va fi complicat de branșamente, că branșamentele de la gaze, la Domnul Național, impun distanța aia de 13 metri. E ciudat, robitor, 13 metri de la gaze. Și acum avem un finanțar foarte mare, dar acolo ne vom descurca, pentru că prin soluția tehnică abordată prin SF necesita în anumite zone trei conducte, pentru că aveam niște SLS-uri și SLM-ul principal. Acum, pe noua legislație, putem să evităm SLS-ul, numai că va trebui foarte mare atenție la întocmirea anexei 2.2e, pentru că acei indicatori tehnici, pe baza căru se vor face de contări, trebuie să fie și la baza SF și la baza la proiect, la DTAC. Dar la asta stau și mă gândesc cum va veni ca să fie. Întrebări. Apa este ok. Un cetățean al comunei Sândurel, Remus, vecinul, s-a dus și a făcut el analizii fără să spună la nimeni, a vrut să vadă și el cum este apa. E foarte bună apa. Am transmis un plan operațional la DSP, suntem monitorizați ce este bine, am avut 6 prelevări de probe, trebuia pe an, acum s-au redus la 3. E un lucru bun, adică nu mai plătești atât de mulți bani. Un plan operațional care va fi aprobat de ei, e pe 15 martie, 15 iunie și 15 septembrie, asta înseamnă că în perioada aia de 15 martie, să zicem, 2-3 zile nu vom consuma apă, că se vor ia, se vor spăla conductele, se vor... Adică, la o anumită perioadă trebuie să faci o... Dezinfectarea conductelor. De ce? Apa aia din rezervor, de exemplu aici, ea se consumă 3 sferturi. 3 sferturi. Încă nu am ajuns la o capacitate maximă. Adică, mi-este teamă ca... Dau un exemplu. Sandorini are un rezervor de 200 de metri cubi. Sandorini consumă cel mai mult 70 de metri cubi pe zi. E asta înseamnă că e o apă stagnată acolo 3 zile. Eu nu vreau să mă duc la globi cu apă de 3 zile. Vreau să mă ducem o apă proaspătă, cum spun. La Veșești, să consumă 20 de tone. Are 100 de metri, e 5 zile. Te duci cu apă de 5 zile. Nu e o chestie de cu apă de 5 zile, adică apă e bună, dar e sătut. Iar acum e cel mai rău acum. Iam rezervorul de 200 și se consumă 30 de metri cubi. E foarte puțin. Inclusiv, adică asta înseamnă că 7 zile apa aia stă în rezervor. Da, nu te poți duce cu analize cu apă de 7 zile. Și atunci, în perioada aia, se va curăți rezervorul, se va da bună apă, se va colina și 2-3 zile atunci în perioada aia de 13-15 atunci, 3 zile, nu vom avea apă. Sau vom avea apă doar seara, dar în fine, ca să putem să curățim. O să o anunțăm în oameni. Alte întrebări. În cazul de sânge, au rămas doar 10 milioane la aia. Timpul a dat la copii, ca să nu mai putem, a dat la copii cât un milion, care au rămas 10 milioane. Am mai spus, timpul s-a ocupat, le-am dat să nu ne ducă mamă, tu a dat la copii. I-am dat, cum am întâmplător, am dat la copiii care părinții au votat pe mine, dar m-am bucurat că au fost copii. Pe cuvântul meu, dacă fără mijloc, fără mijloc, fără mijloc, fără mijloc, dar întâmplător. Prima politică nu se poate. Inevitabil. I-am dat pe copiii în UPR. Da, nu zice de la așa. Că ei, da, nu știu, am zis și așa. Domnul te-ai zis. Bănuiești. Intimidarea asta. Face parte din băiatul ăsta al lui Luga. Adică, na, fie, n-a fost. Am dat și la copii. Trebuia aia de la PNR să ia parte în partea asta. Nu, am dat și la PSD. Am fost o glumă, nu, a fost un Marian, nu știu, cine a trăjit la omul în serviciu. Nu, i-am timpul s-a ocupat de asta aici. Poți numai 3 la PNR și 7 la PSD. Nu știu. Copiii nu fac politică. Nu zic. Nu, treaba... copiii nu fac politică. Nu, copii dar niște lucruri. Poți să faci printre ei, prin ei. Nu. Vorbeam așa, nu cazul de aici, dar zic, poți să faci prin ei. Părinții sunt politică, fii sigur că să iau. Nu mai există politică. Deci, noi am trecut de nivelul ăla de politică care se făcea o dată.
Dacă vă uitați la alte comune, iau nivelul ăla de politică, care se duceau prin 2000. Da? Noi am depășit nivelul ăla de politică. Întrebăm, puneți-vă, de investiții, de, da, cum împărțim banii? Da? Eu v-am spus, grădinița 7 miliarde din stat. Bun, vom avea un buget, deci mi-a lăsat în excedentul bugetar, 700 plus 550. Deci cu totul 12 miliarde de 600. Deci banii aia 12.600 au rămas de la drumul de la Veșești. Banii aia se duc înapoi la drumul la Veșești, de acolo au fost luați. 7 miliarde se duc la grădiniță, microbuz plus dotările. Dar dotările nu sunt 4 miliarde, sunt, am văzut acolo, văd 2 miliarde de 800. Cât o fi așa bani, că doar nu? La drumul la Veșești se face asta, nu? Ei lucrează, nu? Acum sunt bani. În ce vor? Da. Exact, da. Ce mai... Cofinanțarea de la... Deci nu o să începem nimic. Branșamente 3 miliarde, 300. Deci branșamente și grănița, 10 miliarde. 10, 11 miliarde, numai cele 3 investiții ca să închide. 11 miliarde. Și la domnul la Veșești trebuie să mai punem 12, 4, 16, 17, trebuie să mai punem 3. Deci 14-15 miliarde este pentru ca să închidem investiții, cele 3 investiții. Nu putem să începem. Pe urmă, mai avem cofinanțări, dacă la sume mici, pe supraveghere, video, nu avem acolo, pe panou fotovoltaice, nu avem. La supraveghere, video, trebuie să scoatem autorizația, este gata și acolo. Deci, adică, prin investiții cu autorizații, mai avem, eu obțin acum încă două autorizații, care imediat se obțin aceste două autorizații. Noi ne-am dezvoltat frumos cu un asa doi ani și... Atât, încredor. Dacă nu mai este nimic, declarăm ședința închisă.